această seară vrem să continuăm călătoria noastră și să avansăm în capitolul 16. Deja am privit împreună la primele versete din capitolul 16, care în mod normal, în mod logic, se leagă de sfârșitul capitolului 15. Și în această seară vrem ca să privim de la versetul 5 până la versetul 15 din capitolul 16, unde Domnul Iisus continuă ca să dezvăluie pentru ucenicii săi ceva din misiunea specială, din lucrarea specială la care aveau să ia parte, puțin din evenimentele care urmeau să se întâmple în viața Domnului Iisus Hristos, despre moartea, despre învierea, despre înălțarea Lui, despre faptul că urma ca să îi părăsească într-un fel și în alt fel Domnul Iisus le arată că nu vor rămâne singuri, despre pogorârea Duhului Sfânt, un eveniment oricât de mult ar încerca să fie răstălmăcit de predicatori inapți în ziua de astăzi, un eveniment unic, istoric, irepetabil, lucrul acesta se poate dovedi biblic, scriptural. A spune pur și simplu că nu este unic și irepetabil nu îl face așa și pe acest subiect poate de altă dată. Dar în această seară Domnul Iisus tangențial atinge toate aceste lucruri și vrem ca să privim aspectele acestea din acest text. Probabil că din punct de vedere homiletic, structural, predica din această seară va fi mai slăbuță, așa cum mă simt și eu în trup în această seară, dar important este să vedem aceste adevăruri din text, să vedem ceea ce Domnul Iisus vrea să ne comunice, să subliniem în mințile noastre care este mesajul transmis de Domnul Iisus Hristos ucenicilor săi și să vedem relevanța care o are pentru fiecare dintre noi. Dar acum, spune Domnul Iisus la versetul 5, mă duc la Cel ce m-a trimis și niciunul dintre voi nu mă întreabă unde te duci. Însă pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să plec, pentru că dacă nu plec, apărătorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, îl voi trimite la voi și când va veni el, va dovedi lumea vinovată cu privire la păcat, la dreptate și la judecată. Cu privire la păcat, pentru că ei nu cred în mine. Cu privire la dreptate, pentru că eu mă duc la Tatăl și nu mă mai vedeți. Cu privire la judecată, pentru că domnitorul lumii acestuia a fost judecat. Mai am să vă spun multe lucruri. Dar acum nu le puteți purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi și va anunța lucrurile care urmează să vină. El mă va proslăvi pe mine, pentru că va lua din ce este al meu și va face cunoscut. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am spus că va lua din ce este al meu și vă va face cunoscut. Domnul Iisus Hristos începe această porțiune sublinind, pe de o parte, despărțirea care urma ca să se producă între El și ucenicii Săi și în același timp arătând că există o uniune mai perfectă, mai desăvârșită, mai benefică care îi așteaptă pe ucenicii Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus spune, totuși vă spun adevărul, vă este de folos să plec, pentru că dacă nu plec, apărătorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, îl voi trimite la voi. Lucrul acesta Domnul Iisus îl spune ca și răspuns la afirmația care a spus-o mai dinainte și anume faptul că la vestea plecării lui ucenicii erau întristați. Și era normal să fie așa. Ucenicii îl iubeau pe Domnul Iisus Hristos. Ucenicii s-au atașat de Domnul Iisus Hristos. Ucenicii aveau o relație deosebită cu Domnul Iisus Hristos. Iar acum Mântuitorul le spune că urmează să îi părăsească. Și ei nu înțeleg de ce ar face acest lucru. Ei nu înțeleg cum ar putea fi spre binele lor ca uniunea aceasta, ca relația aceasta, părtășia aceasta care ei o simt cu Domnul Iisus Hristos să fie întreruptă prin plecarea Lui. Și Domnul Iisus Hristos vine și le spune că totuși le este de folos ca El să plece, pentru că așa va veni apărătorul. Trimis de Hristos va veni apărătorul, Duhul
lui Dumnezeu care purcede de la Tatăl. El îl va trimite la ucenici. Nu știu dacă realizați ce lucru profund spune Domnul Iisus Hristos. Vă este de folos să plec. Altfel spus, sunteți mai câștigați dacă plec din mijlocul vostru. Întrebarea care trebuie să ne o punem este de ce? Întrebarea care ei și-o puneau cu siguranță este de ce? Cum ar putea să ne fie de folos ca să pleci din mijlocul nostru? Și Domnul Iisus le dă răspunsul. Pentru că dacă plec, apărătorul, pentru că dacă nu plec, apărătorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, îl voi trimite la voi. Ce ar putea să fie un câștig mai mare decât să fii în prezența fizică a Domnului Iisus Hristos? Imaginați-vă, ei acum își puneau aceste întrebări. Ce anume ar putea să fie mai frumos, mai minunat decât să stai la masă cu Domnul Iisus Hristos fizic și să frângi pâine? Decât să ai părtășie, decât să-ți pui capul pe pieptul Lui? Să-i vorbești și să-ți vorbească? Răspunsul este aceasta. Să fii într-o uniune desăvârșită spirituală cu Domnul Iisus Hristos. Să locuiască în tine Dumnezeu prin prezența Duhului Sfânt. Și să fii tu pus în Domnul Iisus Hristos, prin prezența și lucrarea Duhului Sfânt în viața ta. Să ai o relație cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos, prin prezența Duhului Sfânt, care transcende, care este dincolo, care este mai puternică decât a frânge pâinea fizic cu Domnul Iisus Hristos. Decât avea o relație fizică cu Domnul Iisus Hristos, decât a sta față în față. El este acum, prin lucrarea Duhului Sfânt, o parte din noi și noi suntem o parte din El. Noi suntem mădulare din trupul Lui. Uniunea care noi o avem, uniunea care ucenicii urmau să o aibă, odată cu moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, odată cu pogărârea Duhului Sfânt peste ei, era cu mult mai puternică, cu mult mai desăvârșită decât relația care au avut-o înaintea acestor evenimente. Hristos le spune ucenicilor că deși fizic El nu va mai fi cu ei, spiritual vorbind, legătura lor va fi mai puternică decât a fost până în acel moment. Va fi mai puternică datorită jertfei sale, care îi va răscumpăra. Va fi mai puternică datorită pogorârii Duhului Sfânt și prezenței Duhului Sfânt în viața lor, prin care suntem una cu Hristos, prin care avem o relație desăvârșită cu Dumnezeu. Este deosebit de important pentru noi ca să înțelegem aceste aspecte, să înțelegem această promisiune a Domnului Iisus Hristos în seara aceasta când sărbătorim cina Domnului. Pentru că ceea ce noi proclamăm aici este o uniune cu Hristos desăvârșită. Este faptul că prin prezența Duhului Sfânt în viețile noastre, prin faptul că am fost răscumpărați prin moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, prin faptul că această răscumpărare este aplicată în viețile noastre prin lucrarea Duhului Sfânt, noi suntem într-o părtășie desăvârșită cu Domnul nostru Iisus Hristos. Noi suntem mai apropiați de Mântuitorul decât sunt cei care au umblat lângă El, dar n-au fost uniți prin credință cu El. Decât cei care L-au văzut fizic, decât cei care poate au mâncat din pâinea și pești înmulțiți de El, dar n-au crezut în numele Lui. Noi care nu L-am văzut și totuși am crezut în El prin lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră, suntem mai fericiți. Este ferice de noi care nu L-am văzut și totuși ne bucurăm în El și totuși ne încredem în El. Pentru că deși ochii noștri fizici nu L-au văzut, deși mâinile noastre n-au pipăit mâinile Lui precum Toma a pipăit, ochii noștri spirituali L-au văzut. Inima noastră este legată de inima Lui. Suntem una, suntem mădulare în trupul Lui prin această lucrare tainică a Duhului Sfânt. Și Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor, deși sunteți întristați acum, deși nu puteți înțelege cum plecarea mea ar putea ca să fie un beneficiu pentru voi, să știți că prin lucrarea Duhului Sfânt, prin venirea Apărătorului care va fi cu voi și în voi, bucuria voastră va fi deplină. Și într-o zi, această bucurie desăvârșită, din care pregustăm acum, va fi cu adevărat deplină. Când vom fi uniți și spiritual, și în mod real, în mod fizic, dacă putem folosi acest sens. Când vom sta din nou în cer,
la această masă cu Mântuitorul nostru, când vom bea din nou din roada viței împreună cu El și vom frânge pâinea împreună cu El, precum au frânt și au băut ucenicii la masa cea de taină. În acea zi, promisiunea Domnului Iisus Hristos de a realiza această uniune desăvârșită va fi completă. Uniunea va fi nu doar de natură spirituală, ci va fi o uniune reală și veșnică, prin care noi, în trupuri glorificate, vom sta împreună cu Mântuitorul nostru și vom privi uniunea aceasta desăvârșită. Noi vom fi mireasa Lui, El va fi mirele nostru. Noi vom fi biserica Lui răscumpărată, El va fi Mântuitorul nostru pentru o veșnicie. Iar acum, pentru timpul acesta, pentru viața aceasta, deși câteodată suntem întristați la gândul că Domnul Iisus Hristos nu este cu noi precum a fost cu ucenicii, Anca îmi zicea și poate trădesc și n-ar fi bine să spun fără să mă fi consultat, zicea, câteodată zice, ai momente, zice, mă întreabă, ai momente câteodată când, zice, eu am momente când mi-e dor de Domnul Iisus. Aveți momente când vi-e dor de Domnul Iisus? Aveți momente când vi-e dor de Dumnezeu? Deși n-ați fost vreodată în prezența lui Dumnezeu? Dacă ai privit asupra lui Hristos cu ochii credințe, vin momente când ți-e dor de cer. Vin momente când nu mai vrei să stai aici, când vrei să fii eliberat de trupul acesta, de chinul acesta. Ți-e dor ca să fii acasă. Ți-e dor ca să fii în prezența Domnului Iisus Hristos. Ți-e dor să stai la masă cu El. Ți-e dor ca El să te îmbrățișeze și să spună, bine ai venit acasă, fiul. Până în acel moment, când realitatea aceasta se va consuma, avem promisiunea Domnului Iisus Hristos că noi trăim într-o unitate desăvârșită prin lucrarea Duhului Sfânt, prin prezența Duhului Sfânt în inimile noastre. În al doilea rând, Domnul Iisus ne arată că pogorârea Duhului Sfânt, venirea Duhului Sfânt, produce un alt efect. Nu doar uniunea credincioșilor împreună cu Hristos în mod tainic prin lucrarea și prezența Duhului Sfânt, dar al doilea efect produs este descris ca și Domnul Iisus Hristos, de Domnul Iisus Hristos ca și fiind judecata lumii acesteia. Vedem din textul nostru că venirea Duhului peste și în viața ucenicilor va avea acest efect dublu. Primul efect este uniunea lor cu Hristos. Al doilea efect, spune Hristos, este judecata lumii prin lucrarea Duhului Sfânt în viața lor și prin lucrarea Duhului Sfânt prin ei. Și când va veni El, adică Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată cu privire la păcat, la dreptate și la judecată. Cu privire la păcat, pentru că ei nu cred în mine. Cu privire la dreptate, pentru că eu mă duc la Tatăl și nu mă mai vedeți. Cu privire la judecată, pentru că domnitorul lumii acesteia a fost judecat. La ce se referă Hristos când spune că va dovedi sau va convinge, mai sunt alte traduceri care redau așa, lumea cu privire la păcat, dreptate și judecată. Se referă oare la convingerea sau dovedirea lumii prin lucrarea Duhului Sfânt, adică la convertirea lumii? Nu în mod principal. Eu nu cred că Domnul Iisus se referă la lucrul acesta, că lucrarea Duhului Sfânt, într-un fel, va converti întreaga lume. Ci se referă la condamnarea lumii, la judecata lumii, la a dovedi prin probă, precum ai dovedi într-un tribunal. În faptul că prin lucrarea Duhului Sfânt, lumea aceasta va fi din nou condamnată, cum a fost condamnată prima dată în grădina Edenului și apoi este condamnată din nou și din nou și din nou, prin dovezile împotriva ei. Prin faptul că de nenumărate ori, lumea aceasta l-a respins pe Dumnezeu. Prin faptul că noi încălcăm orice revelație, orice dovadă, orice lucru care ne vorbește și ne cheamă la împăcare cu Dumnezeul nostru. Lucrul acesta este evident dacă ne uităm la aceste trei versete. Într-adevăr, versetul 10 are dificultăți de interpretare. Este foarte greu ca să îl poziționăm, să încercăm să înțelegem ce vrea Domnul Iisus Hristos să spună în versetul 10. Ce are dreptatea cu faptul că ei nu o să-L mai vadă pe Hristos. Da? Este nebulos pentru noi. Dar versetul 19 și 11 clarifică intenția Domnului Iisus Hristos. Versetul 9 ne arată că este vorba despre judecata pentru necredința lumii acesteia. Iar versetul 11 ne arată din nou că este vorba despre judecata celui rău, realizată de Domnul Iisus Hristos la cruce. Domnul Iisus Hristos l-a judecat pe Satan, l-a înfrânt pe Satana, înfrânt moartea.
urmând ca să fie aplicat escatologic vorbind. În zilele din urmă, când Satan și toți cei ai lui vor fi închiși, aruncați în iazul de foc. Victoria și judecata lui Hristos se realizează, s-a realizat într-un fel definitiv la cruce și se desfășoară prin aceste evenimente istorice. Unele dintre ele, spune Domnul Iisus Hristos, se vor realiza prin viața ucenicilor și apostolilor odată cu venirea Duhului Sfânt peste ei. Ei vor face o lucrare specială care va dovedi, vor aduce probe care vor arăta și vor condamna lumea aceasta ca și fiind vinovată. Apostolul Pavel spune în Romani 8, capitolul 9, în acest fel. Acest lucru se va vedea în ziua în care, vorbește despre judecată, potrivit Evangheliei mele, Dumnezeu prin Iisus Hristos va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor. Apostolul Pavel a înțeles chemarea sa apostolică de a fi o conduită prin care, într-un sens, Hristos va răscumpăra lumea aceasta prin revelația dată prin apostol, prin propovăduirea cuvântului și prin convertirea celor pierduți în urma auzirii cuvântului. Dar într-un alt sens, apostolul Pavel realizează că prin aceeași lucrare de revelație, prin aceeași chemare de apostolie, condamnă și dovedește vinovata aceste lume și este după acea revelație, după acea evanghelie revelată apostolului Pavel direct de la Dumnezeu, după acea evanghelie propovăduită de Sfinții Apostoli, după acea evanghelie Hristos va judeca și va condamna această lume. Într-un fel, revelația este un instrument de răscumpărare și într-un fel, revelația este un instrument de condamnare. Cum realizează Duhul lui Dumnezeu aceste două efecte simultan prin ucenicii Domnului Iisus Hristos și prin lucrarea în viața lor? Domnul Iisus Hristos ne explică în versetul 12 și în versetul 13 cum urma să se realizeze această lucrare. Mai am să vă spun multe lucruri, spune Domnul Iisus, dar acum nu le puteți purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la sine. Sau alte traduceri spun, nu va vorbi din propria Lui autoritate. Nu va vorbi de la sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi și va anunța lucrurile ce urmează să vină. Odată cu pogorârea Duhului Sfânt, începe o lucrare deosebită, unicată, a transmiterii revelației speciale care formează Sfintele Scripturi, care noi le cunoaștem astăzi ca și Noul Testament. Este important să înțelegem că această lucrare despre care vorbește Domnul Iisus Hristos, la care a fost chemat Sfinții Apostoli, este unicată, irepetabilă și încheiată. Foarte important de înțeles acest lucru. Dacă nu, orice sectă de-a lungul istoriei care a pornit cu premisa că a primit o nouă revelație de la Dumnezeu este validă. Și orice sectă care ar începe de astăzi în continuare cu premisa că Dumnezeu le-a dat o nouă revelație este validă. Dar pentru că această lucrare este desemnată doar Sfinților Apostoli, doar ucenicilor Domnului Iisus Hristos, care au primit aceste cuvinte de la Domnul Iisus Hristos în mod direct, prin călăuzirea Duhului Sfânt și pentru că această lucrare de revelație a Scripturilor canonice este închisă, orice sectă, orice mișcare, orice religie care pornește cu premisa care avea o nouă revelație de la Dumnezeu, este falsă, este anatema, este satana deghizat ca și un înger de lumină. Țineți minte că sunt trei martori care atestă realitățile spirituale și care condamnă pe orice om și vor fi folosite ca și probe la judecata lui. Apostolul Pavel ne învață despre aceste trei mărturii în epistola lui către Romani. Este revelația naturală, care orice om care privește în acest univers să uită și să întreabă de unde am venit, cine ne-a creat, de ce existăm, de ce natura funcționează, de ce vine ploaie și soare. Și în mod normal, lucrurile acestea, ne spune Apostolul Pavel, ar trebui să ne ducă cu gândul la Dumnezeu. Este conștiința omului. Conștiința omului care, deși este decăzut în păcat, deși este înrobit de păcat, există încă o sămânță din ceea ce înseamnă chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
Și chiar și cei care în mod continuu, deliberat, voit, cu plăcere păcătuiesc, au momente în care conștiința lor îi mustră. Și știu că ceea ce fac nu-i bine. Și totuși o fac. Și în al treilea rând, Apostolul Pavel ne arată, și Biblia atestă peste tot, că este martorul revelației speciale, adică Scriptura, care Domnul Iisus Hristos, prin apostol, prin ucenici, ne-a dat-o ca și o ultimă dovadă, un cuvânt final, un verdict final din partea lui Dumnezeu. Țineți cont că oricare dintre acești trei martori sunt suficienți de unul singur ca să pronunțe un verdict just asupra noastră. Nu este nevoie de altă dovadă. Apostolul Pavel spune că cei care au revelația naturală, dar n-au cuvântul, vor pieri fără cuvânt. Pentru că deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, au văzut, evident că există un Dumnezeu, au negat în inimile lor și au înăbușit adevărul și și-au îngropat conștiința. Cu atât mai mult, cei care au parte de toți trei din acești martori, cei care au parte de revelația naturală, de conștiința lăsată noi de Dumnezeu și de revelația specială care vine prin cuvântul lui Dumnezeu, prin Sfintele Scripturi, cu atât mai mult noi suntem vinovați. Cu atât mai aspru Dumnezeu ne va judeca pe noi, care stăm nepăsători față de tot ceea ce Dumnezeu a revelat față de noi. Odată cu lucrarea specială și unică descrisă aici de Domnul Iisus prin ucenicii săi, aceste două efecte sunt realizate în mod constant. Pe de o parte, oamenii, prin vestirea Evangheliei, prin auzirea cuvântului, prin predicarea cuvântului, prin cuvântul scris, sunt aduși de Duhul Sfânt la pocăință și la credință și sunt uniți cu Hristos prin moartea și învierea sa. Aceea este acea uniune și această prezență specială a Domnului Iisus Hristos despre care ne vorbește Sfânta Scriptură când vorbește despre prezența Duhului Sfânt. Pe de altă parte, lumea este dovedită ca și fiind păcătoasă. Este judecată pentru că respinge în continuare mărturia lui Dumnezeu despre starea ei, despre păcătoșenia ei, despre nevoia ei pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Orice revelație, orice mărturie adusă de Dumnezeu în această lume, lumea respinge. Și ca atare, aceste probe vor sta în acea zi de judecată împotriva lumei acesteia. Însă când va veni adevărul, spune Domnul Iisus Hristos, când va veni Duhul adevărului, vă va călăuzi, va conduce în tot adevărul. Priviți cum descrie Petru în 2 Petru capitolul 1, la versetul 20 la 21, procesul de revelație, de inspirație a Sfintelor Scripturi. Petru spune felul următor. Înainte de toate, trebuie să știți că nicio profeție din Scriptură nu s-a născut din propria imaginație a cuiva. Precum se nasc multe astăzi din imaginația așa ziselor prorocițe și proroci din ziua de astăzi. Căci nicio profeție n-a fost adusă vreodată prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, conduși de Duhul Sfânt, călăuziți de Duhul Sfânt în tot adevărul. Cuvintele care noi le avem inspirate pe paginile Sfintei Scripturi sunt cuvintele lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt transmise prin apostolii și ucenicii lui. Nimic mai puțin, nimic mai mult. Domnul Iisus spune că El nu va vorbi de la sine, ci vă va vorbi tot ceea ce a auzit și va anunța lucrurile ce urmează să vină. Hristos ne descrie procesul de revelație. Exact cum îl descrie Apostolul Petru. Hristos ne spune că aici este vorba despre lucrarea, despre rolul unic care aveau să joace ucenicii, apostolii, în a fi folosiți de Dumnezeu pentru a aduce revelația canonică a Sfintelor Scripturi. Folosirea acestor versete pentru a încuvința așa zise prorocile de astăzi este o blasfemie. Oricând auziți astăzi, așa vorbește Domnul și nu urmează un verset din Biblie sau o expunere a unui verset din Biblie, unui adevăr din Biblie, să știți că Domnul n-a vorbit. Dumnezeu a vorbit odată pentru totdeauna prin apostolii săi și a lăsat la încheierea canonului o amenințare pentru oricine ar avea curajul să scoată măcar o iotă din acest cuvânt sau să adauge ceva la acest cuvânt. Cât curaj
Să te ridici astăzi în mijlocul poporului Dumnezeu și să pretinzi că Dumnezeu are un cuvânt pentru tine, prin tine, cum a avut prin Apostolul Petru, prin Apostolul Ioan, prin Apostolul Pavel. De parcă tu ai umblat pe fața acestui pământ împreună cu Domnul nostru. De parcă tu ai fost acolo când El a ieșit din mormânt. Orice prorocie care pretinde că este o descoperire nouă de la Dumnezeu, care pretinde că vorbește Dumnezeu prin acel instrument, prin acea unealtă, și nu este o relatare directă a cuvântului Dumnezeu revelat și încheiat, este o blasfemie. Este o lucrare ori de imaginație umană, ori de influență demonică. Și oricine se află în mijlocul unui asemenea mediu care neagă autoritatea și suficiența Scripturii, ar trebui să fugă de acolo ca din flăcările iadului. Biblia spune că ea este suficientă, desăvârșită, pentru a face pe omul lui Dumnezeu pregătit pentru orice lucrare bună. Că nu mai avem nevoie de nimic. Pentru că avem cuvântul Său revelat și încheiat și pentru că avem pe însăși Duhul lui Dumnezeu în inima noastră. Care este scopul acestei lucrări? Care este scopul Duhului Sfânt în general prin această lucrare și prin toate lucrările Lui? Domnul Iisus Hristos ne arată ceva din personalitatea Duhului Sfânt și ne spune în felul următor: El mă va proslăvi pe mine, pentru că va lua din ce este al meu și vă va face cunoscut. Scopul revelației speciale, scopul predicării Evangheliei, de fapt scopul oricărei lucrări ale Duhului Sfânt este aceasta: Hristos să fie proslăvit. Asta este misiunea Duhului Sfânt pe acest pământ. De aceea s-a pogorât Duhul Sfânt să proslăvească pe Domnul nostru Iisus Hristos. Duhul Sfânt este onorat acolo unde Hristos este centrul atenției. Acolo unde Hristos este în mod exclusiv proslăvit. A vorbit mult despre lucrarea Duhului și a neglija sau a dezonora pe Hristos prin a spune lucruri false despre Hristos nu este o lucrare a Duhului Sfânt. Este împotriva Duhului Sfânt, care are menirea, scopul, este parte din ființa Lui, personalitatea Lui, de a proslăvi pe Hristos. Ideea aceasta că dacă ne atragem atenția spre Domnul Iisus Hristos, s-ar putea ca să neglijăm Duhul Sfânt. Închinându-te la Hristos, s-ar putea ca să neglijezi Duhul Sfânt. Este imposibilă. Pentru că adevărata închinare este în Duh și adevăr. Închinarea adevărată care îl proslăvește pe Hristos este prin Duhul lui Hristos. Adevărata închinare prin Duhul adevărului întotdeauna te va conduce la Hristos. Întotdeauna îți va îndrepta privirea spre Hristos. Întotdeauna va căuta să proslăvească pe Hristos. Duhul lui Dumnezeu are un scop singular: să-ți ațintească ochii spre Hristos, să-ți pironească privirea spre Hristos. Să ne descopere din frumusețea Lui, din măreția Lui. Lucrul acesta este făcut în mod unicat prin revelarea Sfintelor Scripturi. Și se întâmplă de fiecare dată când prin proclamarea Cuvântului Dumnezeu oamenii sunt aduși la viață, sunt scoși din întuneric și văd lumina gloriei lui Dumnezeu strălucind pe fața Domnului nostru Iisus Hristos. Lucrul acesta este adevărat când de fiecare dată, prin proclamarea cuvântului, noi suntem îmbogățiți prin credință de prezența Domnului nostru Iisus Hristos. Rolul Duhului Sfânt în viața și lucrarea apostolilor a fost acest dublu scop. Pe de o parte, să unească pe ucenici în mod deosebit și pe toți credincioși în mod deosebit cu Domnul nostru Iisus Hristos prin moartea și învierea Lui. Pe de altă parte, prin proclamarea Cuvântului Lui Dumnezeu, prin revelația specială a Lui Dumnezeu, să condamne această lume cu privire la păcatul ei, cu privire la respingerea și necredința ei față de Dumnezeu. Același lucru, prin același instrument încheiat care este Sfânta Scriptură, o face Duhul lui Dumnezeu și astăzi. Și sper să o facă pentru fiecare dintre dumneavoastră în această seară. Pe de o parte, să vă unească într-o unitate desăvârșită cu Domnul nostru Iisus Hristos,
să simțiți prezența Lui, mai ales în aceste momente în care ne vom apropia de masa Lui. Și pe de altă parte, prin provăduirea cuvântului lui Dumnezeu, care este da și amin, care este încheiat odată pentru totdeauna, din care nu poate să meargă o iotă neîndeplinită. Dumnezeu să vă folosească ca și un mesager a acestui cuvânt, care l-a transmis prin prorocii Lui, prin sfinții Lui apostoli, ca să condamne această lume de păcat și prin proclamarea acestei condamnări să atragă la El oameni care să fie convertiți, care să fie uniți cu Hristos și să fie mântuiți din mijlocul acestei lumi. Dumnezeu să lucreze în viețile noastre, în adunarea noastră, chiar și în această seară și să producă aceste efecte în mijlocul nostru. Amin.